toate momentele au fost extraordinare pentru că au reușit să aducă în fața dumneavoastră tradiția pură, în adevăratul sens al cuvântului, iar acești copii talentați, pentru acești copii talentați, folclorul reprezintă o formă de comunicare, dar și felul lor de a arăta cât de mult iubesc tradițiile și valorile moștenite din bătrâni. Este un oraș de vis, într-adevăr, cu oameni minunați și iată, pot spune așa, dacă ar fi să ne jucăm cu cuvintele, că Peștișorul de Aur mi-a îndeplinit poate una dintre cele mai mari dorințe, un vis. Mi-am dorit încă din anul 2000 să ajung la acest festival, atunci când l-am cunoscut pe domnul Ștefan Coman, care este inițiatorul acestui festival. Am reușit acum, la cea de-a 22-a ediție, să fiu aici, ca membru al juriului și la final, într-un recital de folclor pălățean. Felicit organizatorii, felicit primăria municipiului Tulcea, de domnul primar, Consiliul Județean și, nu în ultimul rând, pe inspectoratul școlar și, nu în ultimul rând, pe cel care este sufletul acestui festival, domnul Ștefan Coman. A fost câteva zile aici la Tulcea un regal folcloric, pentru că s-au întrecut ansambluri din toate zonele țării, ansambluri locale de aici, din orașul Tulcea sau din județul Tulcea și câteva ansambluri venite de peste hotare. A fost o ediție superbă, juriul a avut o misiune foarte grea pentru a departaja, pentru că toți s-au prezentat la cel mai înalt nivel artistic. A fost o explozie de frumos pe scenă, pentru că au avut costume populare, costume naționale foarte valoroase, vechi, autentice și frumusețea costumelor a dat un plus de valoare spectacolului, a ceea ce s-a întâmplat pe scenă. Felicit publicul din Tulcea, care este un public minunat, un public educat, care a stat seara de seară, ore în șir, ca să urmărească tot ce s-a întâmplat pe scenă, au aplaudat și au trăit la cele maxime, odată cu artiștii, tot ce s-a întâmplat pe scenă. Cred că puteți auzi și acum intervenția publicului, care îi primește cu dragoste și cu aplauze pe toți cei care pășesc pe scena Festivalului Internațional Peștișorul de Aur. Dragii mei, sunt foarte emoționată, dar sunt foarte fericită și vreau să urez viață lungă Peștișorului de Aur și, de ce nu, să dea Dumnezeu să ne